talent artistic, își depune inima și sufletul pentru cântecul popular. Și pe dumneavoastră am dorit să vă prezentați, să spuneți de ce ați venit la Horezo. Mă numesc Marcel Boța, sunt directorul Casei de Cultură Amzapelea din Băilești. Am venit la Horezo pentru prima oară și sunt bucuros și surprins plăcut de ceea ce văd la invitația domnului director Cristi Iovan și constat că este o manifestare absolut superbă. Noi așa facem în țară, facem schimburi culturale fără să ne plătim unii pe alții. Facem schimburi culturale pentru că noi încercăm să promovăm ideea de folclor autentic și să-l ducem mai departe.